A venit dintr-o criză a scrisului de poezie. Terminasem o carte de poezie, a șaptea, cred, și eu am încercat să nu mă repet de la o carte de poezie la alta stilistic, chiar dacă, bineînțeles, cum să spun eu, traumele cărții, bucuriile ei, substanța vieții sunt aceleași, pentru că tot cu viața ta scrii, tot cu existența ta scrii, am încercat să fie formula stilistică diferită. Ei bine, după această a șaptea carte am simțit că nu mai pot să scriu poezie decât în felurile anterioare. Am refuzat asta și mi-am adus aminte că încă din studenții avusesem visul ăsta megaloman și faraonic să scriu un roman maximalist, masiv, de multe sute de pagini, și am zis hai să încerc să fac asta, să încerc să explic lumea nu prin poezie, ci prin proză și să văd unde mă duce asta. Da, e o diferență enormă, e altă artă de fapt. Chiar dacă se face tot cu cuvinte și aparent, nu, profesorii o încadrează tot în literatură și în genurile literare, e complet altă artă. Poezia are de-a face cu spațiile mici, cu intensitatea, e un sprint pe 100 de metri, unde tu trebuie să fii secundă de secundă intens și să treci linia de final într-o explozie de intensitate. Poezia nu trebuie să amâne, să zicem. Poezia trebuie să ofere acum, cât mai rapid, imaginea, intensitatea ei. Proza este o artă a amânării. În proză trebuie să construiești și să amâni permanent ceea ce construiești. Trebuie să lucrezi pe spații lungi, e un maraton, se întinde pe zeci de kilometri. Însă aveți dreptate, eu am, ca toți poeții care trec la proză, ca toți scritorii care sunt la bază poeți, cum se spune, am încercat să construiesc frazele având în același timp intensitatea poeziei, lirismul lor. Cineva spunea într-o cronică despre Transparența că e de fapt un poem de vreo 500 de pagini, în care dacă ai împărți frazele la jumătate și le-ai tipări ca versuri, ar fi o poezie. Nu știu dacă ăsta e un lucru bun sau rău. Prozatorii de meserie, cei care fac proză de observație socială, probabil că ar spune că e un lucru rău. Însă pe mine m-a bucurat, pentru că, deși sunt arte diferite, deși una mizează pe amânare și pe lungime și cealaltă pe rapiditate, eu citesc totuși cu precădere proza în care frazele sunt de asemenea importante. Proza în care frazele captează ceva din frumusețea asta a lumii, din energia asta a lumii pentru care simți că lumea merita să existe. Îmi plac frazele care sunt evenimente intense și lirice. E o poveste de dragoste între doi tineri, studenți, foarte diferiți totuși unul de celălalt. El, într-adevăr, așa cum îi spune la început, nu crede în realitatea lumii, crede că lumea e un văl așezat peste un văl de epifenomene așezat peste neant. Mă rog, nu e nimic nou și, cum să spun eu, scandalos în credința asta lui. De la, știu eu, religiile orientale, la Platon și venind până la romanticii germani sau până la Mircea Cărtărescu, e o grămadă de lume bună care nu a crezut în realitatea lumii. Însă problema lui este că, deși a trăit o viață întreagă fără să creadă în realitatea lumii, apare această tânără, Mega, cu frumusețea ei intensă ca un poem, care îl face să creadă că totuși există un punct de realitate în această lume. Adică el nu crede că lumea e reală, dar în același timp nu poate să creadă că Mega nu e reală. Ea are atâta consistență în frumusețea ei, în felul ei de a ordona această iluzie a lumii în jurul ei, încât e nevoit să creadă că lumea e reală. Și atunci povestea asta de dragoste ciudată se petrece între acest tânăr student, care are o dramă biografică, vine dintr-o traumă din asta a sinuciderii tatălui și a culpei supraviețuitorului. Asta e documentat deseori în literatura asta psihiatrică. Oamenii care supraviețuiesc unor traume de genul ăsta au o culpă a supraviețuitorului care îi face să nu mai ia în serios lumea, să nu mai poată să creadă în realitatea ei, și deseori de asta se și sinucid urmașii suicidarilor. Ei bine, el dintr-o astfel de traumă vine.
ea la rândul ei vine dintr-o altă traumă biografică. Tatăl ei este un colonel sau general de securitate, El Capitan, și ea detestă chestia asta. E și ea suicidară, a avut și ea un episod, cel puțin un episod suicidar în viața ei. Nici ea nu ia foarte în serios lumea prin care se mișcă, de fapt. Și atunci povestea lor e povestea unui cuplu care, fără să ia în serios lumea, îl ia teribil de în serios pe celălalt.